Primul ministru Viorica Dăncilă i-a premiat pe membrii echipei care a reprezentat România la jocurile Invictus desfășurate la Sydney, în Australia. Premierul a declarat că aceștia reprezintă un model pentru toți românii. La rândul său, ministrul Apărării Naționale Mihai Fifor a declarat că membrii echipei Invictus au dovedit încă o dată că știu să se lupte cu viața și a subliniat că nu are niciun dubiu că membrii echipei vor duce cu cinste drapelul României și la următoarea ediție a jocurilor Invictus din 2020. Ați demonstrat că sunteți într-adevăr de neînvins. Ne-ați făcut mândri și ne-ați umplut inimile de bucurie. Ați reprezentat cu cinste România în teatrele de operații, unde ați participat la misiuni dintre cele mai complexe. Ați depășit cu perseverență și mult curaj obstacolele vieții și ați avut tăria de a merge mai departe. Sunteți o echipă puternică, sunteți o echipă de învingători, pregătiți la standardele sportivilor de performanță pentru jocurile Invictus. Am urmărit imagini de la Sydney și am văzut pe echipurile voastre determinarea de a lupta și de a câștiga. Ați fost însoțiți în permanență de emoția și mândria familiilor dumneavoastră, dar și ați avut și susținerea milioanelor de români care au vrut să vă transmită curaj și care au fost alături de dumneavoastră. Prin generozitatea dumneavoastră ați transmis spiritul Invictus, acela de a depăși limitele, de a nu te lăsa înfrânt și de a obține victoria indiferent cât este de dificil. Vă mărturisesc că sunteți un model pentru toți românii. Vă felicit din suflet pe dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Vreau să vă spun că suntem extrem de mândri de voi. Ați dovedit încă o dată că știți să vă luptați cu viața. Că dacă viața v-a încercat, ați devenit și mai puternici. Și așa cum spunea doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, sunteți un exemplu de urmat pentru fiecare român. Nu cred că țara poate avea o imagine mai frumoasă decât aceasta pe care ne-o oferiți astăzi la întoarcerea dumneavoastră de la o nouă ediție a Jocurilor Invictus. Am vorbit de multe ori anul acesta, atunci când s-a construit această echipă. V-am spus că îmi doresc un singur lucru și acest lucru este acela ca echipa să nu mai crească. Și m-ați înțeles foarte bine ce vreau să spun. În 2020 va avea loc o nouă ediție a Jocurilor Invictus. N-am niciun fel de dubiu că veți fi la fel de dârși și atunci, la fel de neînfricați și ca de fiecare dată veți duce cu cinste și onoare drapelul României acolo unde veți merge. Vă felicit pe toți, vreau să mulțumesc familiilor dumneavoastră pentru că vă sunt alături și vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți o familie atât de frumoasă dumneavoastră toți și că ne permiteți să vă fim alături în fiecare moment. La rândul lor, membrii echipei Invictus au oferit cadouri simbolice premierului și ministrului apărării. România s-a întors de la Jocurile Invictus din Sydney cu 5 medalii, 2 de aur, una de bronz și una de argint. Toate au fost obținute la proba de tir cu arcul. Printre militarii premiați se află și argeșanul Ionuț Butoi. Acesta a obținut medalia de aur alături de Augustin Pegulescu și Dorin Petruț la proba de arc compus.